Mercurul în termometre a urcat frecvent la peste 30 de grade în ultima perioadă, uneori atingând chiar pragul de caniculă. Medicii au o serie de sfaturi care să-i ajute pe cetățenii vulnerabili să treacă peste efectele soarelui arzător. Acestea vizează atât o cât mai bună hidratare, consumul de legume și fructe în stare naturală, vestimentația, dar și renunțarea la consumul de alcool și cafea. În plus, ar fi bine să evite pe cât posibil deplasările în miezul zilei. Îi sfătuim pe bătrâni și copii să consume lichide și să încerce să se protejeze de căldură, iar dacă nu este necesar să neapărat necesar să iasă afară, să rămână totuși la locuri umbrite sau la domiciliu. Autoritățile susțin că până acum temperaturile ridicate din timpul zilei nu au făcut victime, ambulanțele nefiind nevoite să intervină la pacienți a căror stare de sănătate s-a agravat datorită razelor de soare. În plus, acestea susțin că sunt pregătite să facă față cazurilor dacă vor apărea. Din informațiile pe care le am de la dispecerat, nu au fost solicitări legate de caniculă, căldură sau creșterea temperaturii. Dar ne așteptăm în perioada următoare să se întâmple lucrurile astea, suntem în dispozitiv. Oltul se află de câteva zile sub avertizare de cod galben de vreme severă. Deși semnalele de alarmă sunt legate de ploile torențiale, acestea alternează cu perioadele de vreme caniculară, făcând ca gradul de disconfort termic să depășească nivelul critic.